Știi cumva unul dintre motivele pentru care putem spera să trăim veșnic pe un pământ paradiziac? Un rol important în acest sens l-a avut un băiat care și-a pus încrederea în Dumnezeu. Numele lui era David. El a fost un păstor care a trăit în timpurile biblice. De asemenea, trebuia să fie curajos ca să-și ocrotească oile. Într-o zi, David a trebuit să se lupte cu un urs. Cu toate că nu era decât un copil, el și-a pus întotdeauna încrederea în Dumnezeu. Cu aproximativ 1000 de ani înainte de Hristos, și anume sub domnia regelui Saul, viața la țară era foarte simplă. Saul nu asculta de Dumnezeu și nu avea credință. Jehova nu mai avea încredere în el. De aceea, el i-a spus profetului Samuel să caute un rege mai bun. Dar aceasta era o însărcinare periculoasă. De ce? Deoarece dacă Saul ar fi aflat, l-ar fi omorât pe Samuel. Atunci, Jehova i-a spus lui Samuel să ia cu el o vacă pentru a da impresia că se duce să aducă o jertfă. Astfel, Saul nu avea să cunoască adevăratul scop al călătoriei lui. În cele din urmă, Samuel a ajuns la casa lui Iese, în Betleem. Iese avea 8 fii. Când Samuel l-a văzut pe cel mai mare, pe Eliab, care era înalt și frumos, și-a spus: cu siguranță pe el trebuie să-l aleg. Dar Jehova i-a zis lui Samuel: nu te lăsa înșelat de aparențe. Eu văd ce este omul înăuntrul lui. Apoi Samuel s-a uitat la încă 6 fii ai lui Iese. Dar Jehova nu l-a ales nici pe Abinadab, nici pe Shama și nici pe vreunul dintre ceilalți fii. Samuel a întrebat: aceștia sunt toți fiii tăi? Iese i-a spus că mai este și David, băiatul cel mai mic, dar că paște oile. Samuel i-a spus: adu-l și pe el încoace. Îl va alege oare Jehova pe David? Frații săi erau neîncrezători. Când a venit David, Samuel a văzut înaintea lui un băiat chipeș, cu ochi frumoși, dar care era totuși un copil. Spre surprinderea tuturor, Jehova i-a spus lui Samuel: el e cel care își va pune încrederea în mine. Unge-l, căci el va fi următorul rege. Din acel moment, spiritul lui Jehova a fost cu David.
În acest timp, la palat, servitorii încercau să intre în voie regelui Saul, care își ieșea repede din fire. Răul rege Saul și-a dat seama că Dumnezeu l-a respins. Lucrul acesta l-a iritat peste măsură. Slujitorilor le era foarte teamă de el. Ce se putea face pentru ca Saul să se simtă mai bine? Avea nevoie de ceva care să-l calmeze. Un servitor l-a sfătuit să asculte o muzică liniștitoare, cântată la harpă. A fost chemat îndată un harpist talentat. Cine era acesta? Nimeni altul decât David. Saul l-a îndrăgit mult pe David pentru că muzica lui îi făcea bine. Într-o zi, Saul s-a dus la luptă împotriva unor dușmani mai vechi ai lui Israel, filistenii, care îl urau pe Jehova. Armata lui Israel își avea tabăra în Valea Ela. Ei s-au așezat în linie de bătaie pe coasta unui munte, în timp ce filistenii așteptau sfidător pe coasta altui munte. Filistenii l-au trimis în față pe cel mai mare războinic al lor ca să-și bată joc de Israel. Era un uriaș înspăimântător, înalt de aproape 3 metri. Numele lui era Goliat. Timp de 40 de zile, Goliat a urlat de dimineață până seara. Îi provoc la luptă pe războinicii lui Israel. Dați-mi un om ca să ne batem! Saul și soldații lui erau îngroziți. Nimeni nu voia să-l înfrunte pe Goliat. David venise pe câmpul de luptă ca să le aducă mâncare fraților săi. El a fost foarte mirat văzând că nimeni nu se încumetă să-l înfrunte pe acest uriaș care îl insulta pe Jehova. Dar ce putea face tânărul David? Cu mult curaj, el s-a oferit să lupte cu Goliat. Saul a aflat acest lucru și l-a chemat pe David la el. Punându-și încrederea în Dumnezeu, David i-a spus: "Nu te teme, voi lupta eu cu filisteanul ăsta." Dar Saul a exclamat: "Ești prea tânăr ca să-l înfrunți pe acest războinic." David i-a răspuns: "Așa cum Dumnezeu m-a ocrotit în trecut, așa mă va scăpa și din mâna acestui filistean. Goliat trebuie să moară, căci l-a sfidat pe Jehova, Dumnezeul cel viu." Dar ce fel de arme a folosit David? Un toiac de păstor, 5 pietre netede și o praștie. Atât. Uriașului nu-i venea să creadă. Cine era acest băiețaș care venea să-l înfrunte? Dar ce sunt eu? Câine de vii la mine cu un toiac? Ia vino încoace și o să te dau hrană păsărilor și fiarelor. David i-a răspuns: "Tu vii la mine cu sabie, suliță și lance, dar eu vin la tine în numele lui Jehova." Prinși de panică, filistenii au luat-o la fugă. Dumnezeul lui Israel a triumfat doar printr-un tânăr păstor. Ionatan, fiul lui Saul, a auzit despre luptă.
El a fost impresionat că David l-a învins pe Goliat. Nu a fost invidios pe David, ci l-a admirat pentru asta. Ei au devenit prieteni foarte apropiați. Și Ionatan i-a promis lui David să-l ajute până la capăt. La câtva timp după victoria lui David asupra lui Goliat, Saul l-a pus în fruntea războinicilor săi. Cu timpul, David s-a dovedit a fi un războinic mai bun ca Saul. Adunându-se odată să-i vadă pe Saul și pe David care se întorceau de la luptă, femeile i-au întâmpinat cu cântece și dansuri spunând: Saul a doborât miile, iar David zecile de mii. Aceste cuvinte l-au mâniat pe Saul. A devenit invidios și furios, începând să-l urască pe David. Nu mai avea încredere în el. Astfel, a început să urzească uciderea lui. Saul avea o fiică foarte frumoasă pe nume Mical. Ea era îndrăgostită de David, fără ca Saul să știe acest lucru. Servitorii lui Saul și-au dat seama că ea voia să se mărite cu el. Când a aflat că Mical îl iubește pe David, Saul s-a gândit că a găsit în sfârșit ocazia să scape de el. Prin intermediul servitorilor săi, Saul i-a făcut o ofertă lui David. I-a spus că i-o va da pe Mical de soție dacă va ucide 100 de filisteni. Dar Saul spera ca filistenii să-l ucidă pe David. David a primit provocarea și, cu câțiva oameni, a ucis nu 100, ci 200 de filisteni. Planul lui Saul a dat greș, iar el a trebuit să-i o dea pe Mical lui David. Era clar că Jehova îl sprijinea pe David. Iar asta îl înfricoșa pe Saul. Din clipa aceea, Saul a devenit cel mai înverșunat dușman al lui David. Și totuși, Saul avea încă nevoie de muzica liniștitoare a lui David. Dar nu pentru mult timp. El și-a manifestat ura pe față. David a fugit acasă. Mical l-a avertizat: dacă nu fugi noaptea asta, mâine vei muri. David și ceata de bărbați care îl însoțeau s-au dus să se ascundă în pustiu. Saul și armata lui au pornit în căutarea lui David. David a fost obligat să meargă cât mai departe în pustiu. Oare ce pericole îl pândeau acolo? Saul l-a căutat pe David peste tot, dar n-a putut să-l găsească. Totuși era hotărât să-l ucidă.
Ionatan, punându-și în pericol viața, a plecat în căutarea lui David. El voia să-l încurajeze, dar nu i-a fost ușor să-l găsească. Ionatan l-a asigurat pe David: să nu-ți fie teamă, tata nu te va găsi. Vei fi rege peste Israel, iar eu voi fi al doilea după tine. Ei și-au promis loialitate, dar aceasta avea să fie ultima lor întâlnire. În cele din urmă, Saul a aflat unde se ascundea David. Cu 3.000 dintre cei mai buni soldați, a încercuit locul acela. David a aflat de la iscoadele lui unde era tabăra lui Saul. Și într-o noapte, împreună cu Abishai, nepotul său curajos, el s-a apropiat pe furiș de tabără. Toate gărzile adormiseră. David l-a găsit pe Saul dormind buștean în mijlocul taberei. Nerăbdător să-l ucidă pe Saul, Abishai i-a șoptit lui David: lasă-mă, te rog, să-l țintuiesc de pământ cu sulița. O să-l ucid din prima lovitură. Dar David i-a spus: nu, nici nu mă gândesc să-i facă rău regelui uns de Jehova. Să-i luăm doar sulița și urciorul cu apă și să plecăm. De pe vârful muntelui din apropiere, David a strigat la comandantul gărzii personale a lui Saul: de ce n-ați vegheat asupra domnului tău, regele? Oricine-l putea ucide. Uite, eu am luat sulița și urciorul regelui. Apoi i-a spus lui Saul: te-aș fi putut ucide, dar n-am făcut-o. Sunt sigur că Jehova îmi va ocroti viața și mă va păzi de toți dușmanii. Saul i-a răspuns: fii binecuvântat, David! Cu siguranță că vei învinge! Apoi David a plecat, iar Saul s-a întors acasă. Israeliții au continuat războiul cu filistenii, dar de data aceasta n-au avut succes. Pe muntele Gilboa, filistenii l-au încercuit pe Saul și i-au ucis pe 3 dintre fiii lui. Printre ei era și Ionatan, cel mai bun prieten al lui David. Apoi, arcașii au țintit asupra lui Saul, care a fost grav rănit. Ca să nu fie omorât de dușmani, Saul s-a aruncat în propria-i suliță, luându-și viața. David, care-i fusese loial regelui ales de Jehova, a fost atât de îndurerat încât și-a rupt hainele. El și soldații săi au plâns, au jelit și au postit. David a compus și un cântec funebru: sunt profund îndurerat,
Saul și Ionatan au murit amândoi. Frate Ionatan, mi-ai fost cel mai apropiat prieten, cel mai de încredere. La câțiva ani după aceea, promisiunea lui Dumnezeu s-a împlinit când David, care și-a pus încrederea în Iehova, a fost încoronat rege peste tot Israelul. Mai târziu, David și-a construit palatul la Ierusalim, numit apoi orașul lui David. El a iubit atât de mult închinarea la Iehova, încât a poruncit ca arca legământului să fie dusă la Ierusalim. Arca era o ladă sacră, acoperită cu aur și folosită în închinarea la Iehova. Ea fusese păstrată în afara orașului. În cele din urmă, după ce au analizat cu atenție instrucțiunile lui Iehova, preoții leviți au transportat pe umeri cu ajutorul unor pari arca acoperită. Cu muzică și veselie, ei au adus arca la Ierusalim și au pus-o într-un cort. Aceasta a fost o zi fericită și foarte importantă pentru David și pentru Israel. David sărbătorea evenimentul săltând de bucurie. Închinarea la Iehova era pusă la loc de cinste. David era fericit și se simțea în siguranță în palatul său regal, dar se gândea la arca adevăratului Dumnezeu, care se afla într-un simplu cort. David voia să-i construiască lui Iehova un templu magnific, dar îi permitea Iehova să facă acest lucru. Iehova l-a trimis pe profetul Natan ca să-i comunice lui David hotărârea sa. Spre surprinderea lui David, Natan i-a spus că, fiind un om de război, nu el va construi templul. Acest privilegiu îi va fi acordat unui fiu pe care îl va avea mai târziu. David a rămas foarte dezamăgit. Dar Iehova i-a făcut o nouă promisiune lui David, aceea că regalitatea nu va fi îndepărtată din familia sa. Într-o zi, unul dintre urmașii lui va domni veșnic peste întregul pământ. Acesta va fi cel mai bun rege pe care îl va cunoaște vreodată omenirea. Și totuși, David a intrat puțin mai târziu în cea mai întunecată perioadă din viața sa. Deși era un rege bun, el a făcut și greșeli grave. Într-o zi, el s-a uitat la Batșeba, soția unui alt bărbat, când ea se îmbăia. A dorit-o, a trimis să o aducă la el și s-a culcat cu ea. Apoi a aranjat lucrurile în așa fel încât soțul ei să fie ucis în luptă. Iehova l-a trimis pe Natan să-i spună lui David că a comis un păcat grav. Totuși, datorită promisiunii lui Dumnezeu cu privire la regat, David nu va muri, însă Iehova îl va pedepsi cu asprime. David a arătat că îi părea sincer rău de ceea ce a făcut. Cu lacrimi în ochi, el a scris în Psalmul 51: Îndură-te de mine, o Dumnezeule, în marea ta bunătate iubitoare! Împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău în ochii tăi. Iehova l-a iertat pe David pentru păcatele lui grave. În general, David a fost un rege bun și credincios. Domnia sa a adus pace și prosperitate în Israel. Spre sfârșitul vieții, David i-a amintit fiului său Solomon, care îi va urma la tron, lecțiile de mare valoare pe care le-a învățat de-a lungul vieții.
Încrede-te în Iehova chiar și atunci când greutățile te copleșesc. Fii tare și pune-ți încrederea în Iehova chiar dacă trebuie să aștepți împlinirea promisiunilor sale. Umblă pe căile lui Iehova și recunoaște-ți greșelile. Nu înceta să-i slujești adevăratului Dumnezeu și pune-ți încrederea în El. Să nu uiți niciodată că regatul veșnic promis de Iehova va veni prin intermediul familiei noastre. Promisiunea lui Dumnezeu despre regat a început să se realizeze când Solomon a devenit regele lui Israel. Această promisiune a dus în cele din urmă la ungerea lui Iisus Hristos ca rege. Iisus, care domnește acum din ceruri, este conducătorul legitim al întregului pământ. El va domni peste un paradis care va cuprinde tot pământul. Sub domnia lui Hristos, David și Ionatan vor fi înviați. Ei se vor reîntâlni. Dacă vrei să fii binecuvântat ca David, continuă să-L slujești pe Iehova cu fidelitate. Vei obține atunci viața veșnică alături de David și de Ionatan în lumea nouă promisă de Dumnezeu. Și vei fi și tu răsplătit pentru că ți-ai pus încrederea în Dumnezeu.